Continuăm Vechiul Testament, capitolul 46 din Facere. Da. Iacob se strămută în Egipt cu toată familia lui, arătarea Domnului la Beersheba, întâlnirea lui Iacob cu fiul său Iosif. Și Israel a pornit la drum cu toate câte avea și a ajuns la Beersheba și a adus jertfe Dumnezeului părintelui său Isaac. Și Dumnezeu a grăit lui Israel în vedenie noaptea și a zis, Iacobe, Iacobe, iar el a răspuns, iată-mă. Și Domnul a răstit, eu sunt Domnul Dumnezeului, Dumnezeul părintelui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci eu te voi face acolo popor mare. Pogorâ voi cu tine în Egipt și tot eu de acolo te voi scoate, iar Iosif va închide ochii tăi. Apoi Iacob a pornit din Beersheba, deci fiii lui Israel au dus pe Iacob, părintele lor și pe pruncii lor și pe femeile lor în carele pe care le trimisese Faraon ca să-l aducă. Și ei au luat vitele lor și agonisita lor pe care o agonisiseră în Canaan și au venit în Egipt, Iacob și toată seminția lui cu el. Fii și nepoții săi împreună cu el, fiicele sale și nepoatele sale și toată seminția sa au aduse cu sine în Egipt. Iată acum numele fiilor lui Israel care Nu, au venit nu, în Egipt. trecem peste ei. Mamă, cât de mulți suntem. Da, 26. 26, nu? Toate sufletele care au intrat cu Iacob în Egipt, urmașii icșiți. Ieșiți din coapsele lui Iacob. Din coapsele lui Iacob peste tot au fost 66. Wow! Mamă. Apoi fiii lui Iosif care i s-au născut lui în Egipt au fost două suflete. Toate sufletele casei lui Iacob care au intrat în Egipt au fost 70. Și Iacob a trimis pe Iuda înaintea sa la Iosif ca să-i deschidă calea către Goșen. Și au intrat în ținutul Goșen. Iar Iosif a pus să înhame caii la carul său și a pornit într-o întâmpinare a lui Israel la Goșen și s-a înfățișat lui și a căzut pe grumajul lui și a plâns mult la gâtul lui. Atunci a rostit Israel către Iosif, de acum pot să mor după ce am văzut fața ta și știu că tu trăiești. Apoi Iosif grăi către frații săi și către casa părintelui său. Suim-mă voi și voi vesti pe faraon și voi zice, frații mei și casa tatălui meu, care erau în țara Canaan, au venit la mine. Și acești oameni sunt păstori de oi, căci se îndelenicesc cu creșterea vitelor. Și au adus turmele lor și cirezile lor și toate câte au. Și dacă o fi să vă cheme faraon și vă zice, care este îndelenicirea voastră, voi să răspundeți, robii tăi sunt crescători de vite. Din tinerețele noastre și până acum, atât noi cât și părinții noștri, ca voi să puteți să locuiți în pământul Goșen, căci pentru egipteni urăciune este orice cioban de oi. Era foarte înțelept Iosif, nu-i așa? Foarte Da. înțelept. Și știa și a învățat toate îndelenicirile de la egipteni și a știut exact ce are de făcut și ce trebuie să-i spună tatălui său ca ei să primească acel ținut. Și iarăși ceva ce acum, probabil din citirea capitolului, deși s-a spus foarte des până acum în Vechiul Testament, Dumnezeul părintelui tău, Isaac, deci se arată, nu mi se arată Dumnezeul meu, ci Dumnezeul părintelui meu, Isaac, se arată din neam în neam, adică lui Isaac a fost Dumnezeul părintelui său, Avram, și tot așa, adică de la unul la altul a fost. S-a dus Dumnezeu din neam în neam. Și probabil în același timp ni se și demonstrează că Dumnezeu este în toți și în toate, în fiecare dintre neamuri. Iosif înfățișează lui Faraon pe frații și pe tatăl său. Foame te aduce în sapă de lemn pe egipteni. După aceea a venit Iosif și a dat de veste lui Faraon și a zis, părintele meu și frații mei cu turmele lor și cu cirezile lor și cu toate ale lor au sosit din țara Canaan și iată-i poposiți în ținutul Goșen. Și dintre toți frații săi el luă 5 inși și duse în fața lui Faraon.
Și faraon a întrebat pe frații lui Iosif, care este îndeleneșirea voastră? Iar ei au răspuns lui faraon, robii tăi sunt păstori de oi, așa suntem noi și așa au fost părinții noștri. Apoi au grăit iar lui faraon, am venit să stăm vremelnic în țara aceasta, fiindcă nu mai este deloc pășune pentru turmele pe care le-au robii tăi, căci cumplită este foametea în pământul Canaanului. Deci rugăm-te, îngăduiește ca robii tăi să se așeze în pământul Goșen. Atunci faraon a vorbit lui Iosif și i-a spus, tatăl tău și frații tăi au venit la tine, pământul Egiptului stă înaintea ta, să le șluiește în partea cea mai mănoasă a țării pe tatăl tău și pe frații tăi, să le șluiască în ținutul Goșen și dacă știi că se află între ei oameni destoinici, pune-i scutar peste turmele de pe mușiile mele. Apoi Iosif a adus pe Iacob, părintele său și l-a înfățișat lui faraon, iar Iacob a binecuvântat pe faraon. Și faraon a întrebat pe Iacob, câte sunt zilele anilor vieții tale? Răspuns a Iacob lui faraon, zilele anilor pribegiei mele sunt 130 de ani, puține și trudnice au fost zilele anilor vieții mele și n-au ajuns la zilele anilor vieții părinților mei în zilele pribegiei lor. Și a binecuvântat Iacob pe faraon și a ieșit din fața lui faraon. În două versete separate, ni se spune că Iacob a binecuvântat pe faraon. Avea 130 de ani. E din cauza vârstei sau e Da. oare pentru că Iacob era drept în fața lui Dumnezeu și Da, cu inima curată? da, și pentru asta, da. Astfel, Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat lor stăpânire în țara Egiptului, în partea cea mai mănoasă a țării și anume în ținutul Ramses, precum poruncise faraon. Da, o clipă ne oprim aici. Deci îți dai seama, dacă el era curat la suflet, avea putere să binecuvânteze, adică prin el se exprima Dumnezeu. Deci când te binecuvântează un om curat la suflet, omul lui Dumnezeu, îți va fi bine în viață. Și oamenii vor să fie binecuvântați de un om curat la suflet. Da, și nu numai el, ci și eu, și Iosif era la fel și tot ce spunea Iosif se împlinea. Și însuși faraon, care la vremea respectivă era cel mai mare împărat al lumii, era binecuvântat de cel mai smerit om al pământului. Iată cum vine binecuvântarea și de la cine vine. Da. Ce poate să facă smerenia? De smerenia binecuvântează. Da. Și smerenia este înțeleaptă, pentru că Iosif era tânăr și înțelept. Da. Bun. Și Iosif hrănea pe tatăl său și pe frații săi și pe toată casa tatălui său, dându-le bucate după numărul copiilor lor. Însă bucatele se isprăviseră în toată țara, fiindcă foametea era cumplită foarte, așa încât țara Egiptului ca și țara Canaanului se istoveau de lipsă. Și Iosif a adunat toți banii care se găseau în țara Egiptului și în țara Canaanului pe grâul pe care îl cumpăra lumea și el a dus argintul în casa lui faraon. Dar când banii din Egipt și din Canaan s-au isprăvit, atunci au venit toți egiptenii la Iosif strigând, dă-ne pâine! De ce să murim în fața ta, fiindcă bani nu mai avem? Dar Iosif le-a răspuns, aduceți vitele voastre și vă voi da vouă grâu și pe vitele voastre dacă banii s-au isprăvit. Deci au adus vitele lor la Iosif și Iosif le-a dat bucate drept prețul cailor și al turmelor și al cirezilor și al asinilor. Astfel Iosif i-a ținut cu pâine în anul acela în schimbul vitelor lor. Iar când s-a sfârșit anul acela, au venit la el, în anul al doilea, și au grăit către el. Nu vom ascunde de stăpânul nostru că odată ce banii s-au isprăvit și turmele și cirezile au trecut în mâna stăpânului nostru, nu ne mai rămâne altceva în fața lui decât trupurile noastre și ogoarele noastre. De ce să pierim sub ochii tăi noi cu pământurile noastre? Cumpără-ne pe noi cu ogoarele noastre pe bucate, așa încât să fim cu țarinile noastre robi ai lui faraon? Și dă-ne sămânță de sămânțat ca să trăim în loc să murim, iar ogoarele să ne rămână pustii.
Astfel, Iosif a cumpărat pentru faraon tot pământul Egiptului, căci egiptenii vindeau fiecare ogorul său, deoarece foamete îi bântuia cumplit. Și pământul a ajuns al lui faraon. Cântă înțelepciunea lui Iosif aici. Întreaga țara Egiptului a cumpărat-o, ascultând de visele pe care faraon le-a avut și el știind și având înțelepciunea că e Dumnezeu acolo și că îi transmite aceste lucruri. Cât despre popor, el l-a făcut iobag de la o margine până la cealaltă a Egiptului. Numai moșiile preoților nu le-a cumpărat, căci preoții aveau venituri rânduite de către faraon și se întrețineau din aceste venituri pe care le dăduse lor faraon. Pentru aceea n-au vândut moșiile lor. Atunci Iosif a rostit către popor. Iată v-am cumpărat pe voi astăzi împreună cu țarinile voastre pentru faraon. Iată la îndemâna voastră sămânță. Apucați-vă și semănați țarinile. Însă la ce se ceri și să dați a cincea parte lui faraon, iar patru părți să fie ale voastre, pentru sămănatul ogorului și pentru demâncarea voastră și a celor din gospodăriile voastre și pentru hrana copiilor voștri. Atunci i-au răspuns, tu ne-ai scăpat viața de a găsi har în ochii stăpânului meu să fim robii lui faraon. Și Iosif a așezat aceasta ca o pravilă care și până azi are putere în țara Egiptului să îi se dea lui faraon a cincea parte din rodul țarinii. Numai moșiile preoților, ele singure, nu sunt mâna lui faraon. A câta parte oară dăm noi din salariul la stat? Nu știu. Nu știu dacă e a cincea parte și depinde de țară. Unii au 20%, alții 40%. Însă cred că, nu știu, asta îmi sună mie. Este acel tribut către stat pe care îl dă toată lumea. Apare și în Noul Testament, în care Hristos spune de cezarului și al cezarului. Ele sunt gândite în așa fel încât așa s-au făcut și iată că așa a lăsat Dumnezeu. A cincea parte, o dăm statului. Deci nu e nimica de condamnat aici, nici să fim supărați că plătim taxe. Că tot voia lui a fost și aici, uite. Astfel a ajuns Israel să se lășluiască în Egipt, în ținutul Goșen, și au câștigat stăpânire în el și au îndrăzlit și s-au înmulțit sub edenie mare. Dar Iacob a mai trăit în Egipt 17 ani și zilele anilor vieții lui au fost 147 de ani. Și când i s-a apropiat lui Israel ceasul ca să moară, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis, de a-mi afla har în ochii tăi, pune, te rog, mâna ta sub coapsa mea și arată mie îndurare și credință ca să nu mă îngropi în Egipt, căci vreau să mă odihnesc lângă părinții mei, de aceea să mă duci din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor. Iar Iosif a răspuns, voi face după cuvântul tău. Dar Iacob i-a răspuns, fă-mi jurământ. Și Iosif i-a făcut jurământ. Atunci Israel s-a plecat închinându-se spre capătul toiagului său. Mi se pare interesant că aici se aduce vorba despre îngroparea în țara în care te-ai născut, lângă părinții tăi. Este ceva de luat motamo sau este metaforic aici? Dragoste de țara lui, de țarina lui, de pământurile lui. Nu știu. Este un fel de împărțire, pentru că până la urmă e același pământ, peste tot, în pământul lui Dumnezeu, tot de da, da, aveau și sentimentul acela de proprietate. De proprietate. Da, pentru că erau multe triburi și alea se luptau între ele. Nu era un stat unitar, erau triburi, fiecare cu legile lor. 48. Da. Capitolul 48. Iosif și fiii lui Manase și Efraim, lângă patul lui Iacob. Iacob binecuvintează pe fiii lui Iosif. Iar după aceste împrejurări a venit vorba lui Iosif. Iată, părintele tău este bolnav. Și Iosif a luat pe sine, pe cei doi fii ai săi, pe Manase și pe Efraim. Mă opresc puțin aici. I-a venit vorba lui Iosif că părintele lui este bolnav. Și a venit vorba aceasta, nu întâmplător, ni se spune înainte că Iacob
sau Israel, cum îl numim, Iacob și Israel în același timp, mai bine decât sau, îl roagă să îl îngroape în țara lui. Deci Iacob știa că avea să moară. Atât de, nu știu, curați și curați erau oamenii în Vechiul Testament, încât ei știau momentul în care o să moară. Pentru că tocmai ce îl pusese pe Iosif să jure, iar în următorul capitol ni se spune că tatăl lui a căzut bolnav, deci urma să se stingă din acest plan. Deci l-au vestit pe Iacob și i-au spus: iată că feciorul tău Iosif vine la tine. Și Israel, adunându-și puterile, a șezut pe pat. Și Iacob a zis lui Iosif: Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat mie la luz în țara Canaanului și m-a binecuvântat și mi-a grăit: iată, eu îți voi da roadă și te voi mulți și te voi face adunare de popoare și voi dărui acest pământ seminției tale de după tine ca stăpânire veșnică. Și acum cei doi feciori ai tăi care ți s-au născut ție în Egipt, mai înainte de venirea mea în Egipt, sunt ai mei, Efraim și Manase, fii vor ai mei, așa cum sunt Ruben și Simeon. Iar copiii pe care îi vei avea după aceștia vor fi ai tăi, dar se vor numi cu numele celor doi frați ai tăi în partea lor de moștenire. Poate că ar trebui să ne oprim puțin aici, a? Aici Iacob practic înfiază cei doi fii ai lui Iosif care au fost făcuți cu egipteancă, cu faraon i-a dat soție egipteancă lui Iosif și a făcut doi copii, Efraim și Manase. În acel moment Iacob îi înfiază practic și îi spune: sunt ai mei, pentru că Iacob este numit și Israel și noi știm că Israel este o țară, deci este tot poporul lui Israel. Iacob întruchipează tot poporul lui Israel, pe toți evreii, cum ar veni. Și înfiază pe Efraim și Manase și îi face și pe ei parte din popor. Iar el știe că în momentul în care va trece în alt plan, Iosif va rămâne ca cel ce este urmașul lui și atunci toți fiii care va avea după vor fi ai lui, al lui Iosif, pentru că Iacob nu mai este. Nu știu dacă vedeți la fel. Da. Mi se pare foarte interesant că îi înfiază, practic. Este o dovadă aici a înfierii și a ce se poate întâmpla și în zilele noastre. Deci doar faptul că ai numit pe cineva fiu îți devine. Nici nu trebuie să faci nimic altceva. Cuvântul cât de puternic este. Așa. Și mie când veneam din Mesopotamia, mi-a murit Rahila în țara Canaanului pe drum, când mai era o palmă de loc până la Efrata. Și am mormântat-o acolo pe drumul către Efrata, adică Betleem. Atunci Israel s-a uitat la fiul lui Iosif și i-a întrebat: cine sunt aceștia? Și Iosif a răspuns părintelui său: aceștia sunt fiii pe care mi-a dăruit Dumnezeu aici în Egipt. Dar Iacob a zis: adu-i-te rog la mine ca să-i binecuvântez. Și ochii lui Israel erau împovărați de bătrânețe și el nu mai putea să deosebească. Și Iosif i-a apropiat de el și Iacob i-a salutat pe ei și i-a îmbrățișat. Și Iacob i-a spus lui Iosif: eu unul nu mai credeam că voi mai vedea fața ta și iată că Dumnezeu m-a învrednicit să văd și pe urmașii tăi. Atunci Iosif i-a depărtat de la genunchii părintelui său și ei s-au închinat în fața lui până la pământ. Cât de frumos! Atât de închinăciun sunt în Vechiul Testament, mie nu vine să cred. În semn de mulțumire, de recunoștință, de înțelegere că acolo este Părintele nostru, deci Dumnezeu, și se închinau cu fața până la pământ.
Și aici o cheie foarte importantă pe care o spune Iacob: eu unul nu mai credeam că voi mai vedea fața ta și iată că Dumnezeu m-a învrednicit să vă pe urmașii tăi. Deci eu nu mi-am mai dorit să văd fața ta și iată că Dumnezeu nu numai că mi-a dat să văd fața ta, mi-a dat să văd și pe copiii tăi. Cât de important este să nu ne dorim nimic. Că vine mult mai Asta este mai totul, mare. de fapt. Da, da. Când nu dorești nimic din lumea aceasta, ți se dă totul. Da. Și spune mai departe: și Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim în dreapta sa, de-a stânga lui Israel, și pe Manase în stânga sa, de-a dreapta lui Israel, și a apropiat de el. Dar Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase, punându-și astfel brațele în cruce, fiindcă Manase era întâiul născut. Și a binecuvântat pe Iosif și a rostit: Dumnezeu înaintea căruia umbla părinții mei Avraam și Isaac, Dumnezeu care a fost păstorul meu din tinerețile mele și până în ziua de azi, iugerul, Îngerul. îngerul care m-a izbăvit pe mine din toate nevoile, să binecuvinteze pe acești copii ca să pomenească întru ei numele meu și numele părinților mei, Avraam și Isaac, și să se înmulțească îmbelșugat pe pământ. E foarte interesant că aici spune și să pomenească întru ei numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să se mulțească îmbelșugat pe pământ. La ce tip de pomenire oare se referă aici? Iacob sau Israel? Nu știu. Se referă oare la recunoștință? Da, cred că da. Recunoștință. Că recunoștința cuprinde și riscul. Restul. Da, pentru că spune: îngerul care m-a izbăvit pe mine din toate nevoile să binecuvinteze pe acești copii. Deci nu spune că el binecuvintează, spune: îngerul care m-a izbăvit pe mine să binecuvinteze copiii ca să pomenească întru ei numele meu și numele părinților mei. Pentru că dacă am și observat în restul Vechiului Testament, tot timpul spune Dumnezeul părintelui meu, adică și ei se ducă mai departe, exact la fel, Dumnezeul părintelui meu, Iosif, care a fost copilul lui Isaac. Ce a făcut binecuvântarea? Binecuvântarea aduce voia lui Dumnezeu pe pământ. Da. Sau prezența lui, sau binecuvântarea lui. Că nu e binecuvântarea omului, e lui Dumnezeu prin omul acela care e curat la suflet. Atunci au siguranța că lucrurile vor fi bine în viitor. Să se mulțească îmbelșugat pe pământ. Deci un lucru mare, nu, care antrenează foarte multe persoane, nu? Care nu poate Da. fi făcut decât de divin doar. Da. Bun. Deci văzând Iosif că părintele său și-a pus mâna dreaptă pe capul lui Efraim, i-a părut rău și a apucat mâna părintelui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și să o pună pe capul lui Manase. Și a zis Iosif către tatăl său: nu așa, tată, fiindcă acesta este întâiul născut, pune dreapta ta pe capul lui. Dar tatăl său n-a voit și i-a spus: știu, fiul meu, știu prea bine. Și acesta va fi un popor și acesta va ajunge mare. Totuși fratele său cel mic va fi mai mare decât el și seminția lui va sumedenie de popoare. A prorocit. A prorocit aici. Deci încă o dată, Dumnezeu prorocește prin oameni. Nu e prima dată în Vechiul Testament când face lucrul acesta. Și când Dumnezeu prin... Acum este Israel, Iacob, Isaac, Avraam, prin toți a prorocit, prin absolut toți, pentru că erau curați cu inima și puteau să prorocească mai mult decât atât. Aici
Iosif încercând să corecteze pe tatăl său, el a încercat să corecteze pe tatăl său, însă tatăl său i-a demonstrat că știe foarte bine ce face. Exact cum Dumnezeu ne demonstrează ca tată că știe foarte bine ce face. Noi încercăm să-i luăm mâna lui, să le mutăm, pune mâna dreaptă pe altcineva și mâna stângă pe altcineva că ai greșit și n-ai făcut bine, însă el ne spune foarte clar de fiecare dată, nu, nu, eu știu foarte bine ce fac, nu am greșit nici măcar cu un milimetru. Totul este așa cum trebuie să fie. Și iată că îi prorocește fiului său că fratele cel mic va avea sumedenii de popoare și va fi mai mare peste cel mare. Deci, Efraim va fi mai mare ca Manase. Astfel, Iacob i-a binecuvântat în ziua aceea și a rostit, cu numele tău, poporul Israel va binecuvânta și va zice, să te facă Dumnezeu ca pe Efraim și ca pe Manase. Și a pus pe Efraim înaintea lui Manase. Dă-ți seama că poporul evreu, datorită Vechiului Testament, se simte binecuvântat. Da. Și acum? Da. Da, ar fi interesant să văd unde găsesc Tora de când am văzut anumite aspecte. Știu că conține Vechiul Testament, dar nu știu dacă sunt anumite lucruri modificate sau sunt mai multe cărți decât avem noi în Vechiul Testament, în Tora a lor. Așa. După aceea Israel a grăit lui Iosif, iată eu sunt la pragul morții, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va duce înapoi în țara părinților voștri, iar eu îți dăruiesc ție, mai mult decât fraților tăi, un număr de munte pe care l-am luat din mâna amoriților, cu sabia mea și cu arcul meu. Deci a luat și la revedere, atât de drept era înaintea lui Dumnezeu, încât știa foarte clar că nu mai este mult până când el o să plece. Și l-a pus pe cel din urmă născut, l-a pus prim născut, l-a binecuvântat primul și și-a luat rolul de tată. Că dacă ne amintim de la Isaac și de la Avraam, ei și-au binecuvântat proprii fii. Dar prin faptul că Iacob a înfiat pe Efraim și pe Manase, a fost cel care i-a binecuvântat și cu tot din adinsul a binecuvântat pe Efraim ca prim născut, deși el era al doilea născut. Aici este voia Domnului și a și prorocit peste el. 49. Iacob binecuvintează pe fiii săi și arată în grai profetic ce va face Domnul cu fiecare dintre ei, moartea lui Iacob. Apoi Iacob a chemat pe fiii săi și le-a zis, adunați-vă ca să vă vestesc ce vă va întâmpina pe voi zilele care vor veni pe urmă. Strângeți-vă ca să ascultați fiii lui Iacob, ca să ascultați pe Israel părintele vostru. Incredibil, deci încă un capitol întreg în care ni se demonstrează că Iacob era profet, era proroc. Vedea viitorul. Foarte clar. Deci acum cred că și înțelegem de ce Iosif avea tâlcuirea viselor la o vârstă atât de fragedă. Era un dar pe care l-a dobândit de la tatăl său. Da. Deci iată că și darurile și nedarurile se transmit. Și darurile și greșelile, ca, cum să le zic, se transmit de la părinți. Și iată că desăvârșirea generează daruri și le dă mai departe. Deci acum se poate traduce foarte ușor și demonstrează aici Vechiul Testament că dacă greșim, el ne va blestema până la al patrulea neam și dacă facem voia lui, ne va binecuvânta până la al miilea neam. Deci asta înseamnă. Darurile dobândite de părinții noștri se duc până la al miilea neam, iar greșelile făcute doar până la al patrulea. Ce bun e Dumnezeu! Uite, darul lasă 1000 de neamuri. 1000. Ruben, tu ești întâi născut al meu. Întâi născutul meu. Uite, am aici o întrebare. Nu știu dacă este
Datorită calităților omului, dacă obținute în timpul vieții, sau este un dat pentru el? Nu știu dacă sunt calitățile omului, cât mai mult manifestarea divinului din om. Deci Corect. dacă lăsăm pe Dumnezeu să se manifeste, atunci acele daruri pe care noi numim daruri sunt de fapt caracteristici ale divinului, nu sunt daruri. Dar dacă lăsăm să se manifeste pentru o perioadă mai lungă, ele rămân, se integrează în, chiar și în corpul fizic și în ADN-ul nostru și îl putem da mai departe. Uite ce nu înțeleg eu. Dacă Dumnezeu este atotțiutorul și ajungem să înțelegem că chiar în lumea noastră modernă El face jocurile, nu El în toate situațiile, și dacă noi am fi cu El, viața noastră ar fi miraculoasă și a copiilor noștri, de ce nu lăsăm să se exprime? Din frică și din atașamentul de materie. Adică cred că nu-L vedem pe Dumnezeu. Nu. Atașamentul de materie ne blochează să-L vedem pe Dumnezeu și ne blochează în a ne lăsa să se manifesteze. Avem frica zilei de mâine, nu mai spun de ani, de săptămâni, de alte lucruri, plănuim și atunci nu-i dăm voie să se manifeste. Prin faptul că ne dorim un bine mai mare pentru noi și punem materia pe primul loc, atunci Dumnezeu nu se mai poate manifesta, îl blocăm prin propriul nostru ego și prin acest mai mult bine. Deci eu m-am gândit foarte mult în ultimele zile la această lăsare de sine și cum se poate explica mult mai bine. Adică în fiecare clip a vieții mele, spre exemplu, un loc să mă duc la o pedicură, aleg să fac curățenie în casă, ca bărbatul, Dumnezeul casei să găsească curat sau ca să-l curăț pe Dumnezeu, de Dumnezeu. Sau aleg să fac de mâncare pentru Dumnezeu. Sau aleg să ajut pe cineva cu ceva, să vorbesc cu cineva la telefon. Deci asta înseamnă încercam să găsesc exemple și motive foarte simple din viața de zi cu zi la ce înseamnă lăsarea de sine. Adică într-o oră, folosind exemplul pe care îl dă celula și pe care ne l-ați spus de atât de multe ori, 80% ea cedează, 20% este pentru ea. Deci dintr-o oră de 60 de minute, 80% din acele 60 de minute le dăruiesc și 20% pot fi pentru mine. Și astfel nu destabilizez universul. Nici nu pot să fac exagerări. Și dacă fac exagerări, este tot la fel de bine pentru că scade Dumnezeu ego-ul. Doar că mă gândeam ce înseamnă, cum traduc eu acești exemplu celulei în viața de zi cu zi și cum aș putea să aplic mai bine. Uite, dacă înțelegi că Dumnezeu este în față și se exprimă prin oricine și prin tine și prin ceilalți, dispare orice cântărire, orice analiză, dispare orice supărare. Nu, deci nu mai există reacție, nu există decât fericire. Și atâta trebuie să faci, să înțelegi că e în toate situațiile. Da. În unele momente în care aplicăm ceea ce spuneți dumneavoastră, dispare practic și această gândire în este naturală răsarea de sine, adică nu mai vine ca, nu mai trebuie forțată. Doar în momentul în care cădem, există aceste strategii care ne pot readuce în lăsare de sine, în înfrânare, în dăruire și așa mai departe, toate lucrurile de care dumneavoastră ne spuneți aici în Școala Iubirii. Dar există momente în care noi avem această stare și este o stare permanentă și lăsarea de sine devine permanentă, deci măcar nu mai realizez că faci lăsare de sine pentru că este parte din tine. Divinul lucrează pentru că te-ai lăsat în mâinile lui, deci tu nu mai ai nimic de spus, nu-ți mai dorești nimic, ego-ul este foarte slab, nu mai are putere și atunci lucrează divinul și ies la suprafață ceea ce noi numim daruri, dar de fapt ele sunt caracteristicile divinului din tine, care de fapt este activ, e activat. Și când acționează Dumnezeu prin tine? Când pierzi eu? Când pierzi credința că tu faci ceva sau ție ți se face ceva?
Când nu mai ai niciun comentariu, când nu mai zici nimic despre nimic, atunci ești un acu divin. S-a dus. A uitat de tine. Când dispare orice discuție și comentariu față de exterior, că e bine, că nu e bine, că trebuie, că nu trebuie, nimic nu contează. Deci toate explicațiile când dispar, atunci ești una cu el. Așa este. Și când ești una cu el, orice problemă se rezolvă de la sine, fără tine. Și nu trebuie să faci mare chestie decât să te gândești că el este și acolo, lui se face ceva, el suportă ceva, lui se face ceva, nu sunt oamenii de vină. Deci nu se poate spune nimic despre nimeni. Dacă el este în fața ta, nu cunoaștem socoteala divină, că e la distanță. Dacă ai observat, întotdeauna socoteala Dumnezeu este peste ani, sute de ani, de aici încolo. Deci nu știm, nu se poate spune nimic. Da, și sunt foarte bine calculate pentru toate neamurile care vin din noi, deci numai pentru noi. Ego-ul ăsta te face să crezi la nivel, că de-aia se numește egotic. Ego, egotic, egoist. Că nu se poate gândi decât la el însuși, ego-ul. Și atunci nu poate să vadă nici înainte și nici după. Oare inima lui Dumnezeu, sufletul care se gândește că toate generațiile dinainte și de după au o șansă la închiderea anumitor programe prin tine? Păi oare nu face tot ce este de făcut pentru celălalt? Ba da, se sacrifică, și numai că se sacrifică nu în sensul rău al cuvântului, ci cu iubire. Face orice pentru generațiile trecute și cele viitoare, ca ele să fie fericite, să fie bine. Este o iubire fantastică și acceptă tot ce vine din față tocmai pentru acest lucru, că știe că planul lui Dumnezeu este totdeauna foarte bine stabilit și că nu există nimic greșit. Deci tot ce vine în viața noastră nu trebuie să aibă o explicație egotică. Nu este necesar să știu de ce Dumnezeu a hotărât ca eu să am un chist ovarian de 19 cm. A fost necesar și știe el de ce. Punct și de la capăt. Deci nu mai este ego aici care încearcă să se țină și să se victimizeze și să zică, dar de ce eu, Doamne? Este o minciună. E o iluzie care te ține acaparat în propriul tău egoism și bei din această supă amară, amară, ani de zile, și atrage în continuu suferințe și necazuri tocmai pentru a te scoate din amărăciunea asta. Și noi considerăm aceste lucruri care sunt de fapt binecuvântări niște lucruri foarte negative care vin în viața noastră și sunt de fapt menite să ne trezească și să înțelegem că acest egoism nu este realitatea și nu o să fie niciodată. Și suferința și amărăciunea vine doar din identificarea cu un eu care suferă ceva. Și rezolvarea situației și a tumorii era, deci nu ajungeai, nici măcar nu ajungeai în situația asta, era doar să te dezidentifici de un eu care crede că trebuie, că suferă ceva sau că îi se întâmplă ceva sau că este nedreptățit sau că are ceva de făcut. Când te-ai dezidentificat de eu, nu mai este cineva care să sufere și dispare tumoarea. Așa este. Dar este foarte bine că s-a întâmplat. Nu este nimic de... Este extrem de bine că s-a întâmplat la momentul acela și nu exista nicio altă posibilitate. Chiar dacă aș fi făcut diferit, tot la fel ajungeam, pentru că trebuia să trec prin acea suferință. Era necesară, nu mai aveam energie subtilă, aveam foarte multă ură și Dumnezeu a știut foarte bine ce a făcut acolo. A fost o binecuvântare fantastică ca să mă trezească pentru o scurtă perioadă de timp la vremea respectivă din propriul meu egoism, din propria mea supă de amărăciune, să încetez să mai beau. Da. Dar uite ce frumos spune Simeon și Levi, ce mai frați? Ce minunați frați, ce mai frați? Da, îi binecuvântează pe fiecare. Reluăm? Da. La versetul 3 am rămas. Ruben, tu ești întâi născutul meu, mândria mea și pârca puterii mele, cel din tâi în cinste și cel din tâi vârtute. Clocotitor ca marea, nu vei avea întâietatea că te-ai urcat în patul tatălui tău. Și atunci l-ai pângărit. S-a suit în așternutul meu. Deci nu-i dă întâietatea lui Ruben, pentru că s-a suit în așternutul lui. Cred că știm cu toții ce înseamnă asta. Deci n-a respectat patul tatălui său.
și a și știut. Deci nu numai că prorocea, știa ce au făcut copiilor, cred că fără să-i urmărească, că n-a dat, nu este nicio evidență în Biblie că i-a urmărit Iacob pe toți fiii lui să vadă ce au făcut. Apoi continuă. Simeon și Levi, ce mai frați? Paloșele lor sunt sculele cruzimii. Suflete al meu, nu te băga în punerile lor la cale, nu te uni cu adunarea lor, tu slava mea, căci în mânia lor ucisă oameni și, ca să-și facă cheful lor, au ologit tauri. Blestemată fie mânia lor, căci a fost vijelioasă, și turbarea lor, căci a fost crâncenă. Împăți voi pe ei într-un Iacob și voi împrăștia într-un Israel. Incredibil, câte împărți voi pe ei în Iacob, adică în ego. Pentru că Iacob s-a numit Israel după aceea, nu? Și Iacob apare Iacob ca este numele ego de... și Israel e sufletul. Uite ce bine zice. Împărți voi pe ei întru Iacob. Păi cine poate să împartă decât ego? Și voi împrăștia întru Israel. Tu ai Adică două nu nume? le voi... Tu ai două nume? Nu, am doar unul. Am doar un nume. Când eram mic, îmi spuneau Maria. Da? Păi poți să-ți iei și al doilea nume. Deci Maria e sufletul. Da? Și Teodora, da, și Teodora este ego. Da, mă strigau Măriucă și mi-a zis mami că mereu i-a părut rău că nu mi-a pus și Maria. Da, pentru că ți l-a strigat, te-a strigat tot așa, e bine. Da. Deci ai căpătat și tu un nume acum. Rămân cu Maria în suflet, am înțeles. Da. Deci iată că și la nivel, aici puțin la 5, 6 și 7 versetele, se explică că Simeon și Levi au ucis oameni și pentru asta primesc blestem, pentru mânia lor, pentru blestemată fie mânia lor. Deci pentru mânia lor ei primesc blestemul. Și bineînțeles că dacă ne uităm puțin în spate, Levi, Simeon și Levi au fost născuți din Lia, dacă mi-aduc bine aminte. Lia care era supusă, dar ea se descrie nemulțumită în Biblie. Nemulțumită pentru că nu iubea. Iacob n-a iubit-o. A luat-o pentru că a fost obligat de la Laban să o ia de soție, dar nu a iubit-o. A iubit-o pe Rahila. Și a trăit toată viața cu această nemulțumire, iar această nemulțumire a ei, iată că aduce nemulțumire, suferință. Uite, suferință. nemulțumirea, întotdeauna nemulțumirea, adică nemulțumirea este o învinuire, o învinuire a unui om. Nu e adevărată niciodată. Învinuirea este făcută de un eu, de un ego, sufletul nu învinuiește. Și este un atac la divin. Când noi atacăm persoana, învinuim un om de ceva sau suntem nemulțumiți de el, noi îl atacăm pe Dumnezeu din omul acela. Deci noi nu putem să învinuim. Dar dacă învinuim, totul se dărâmă în viața noastră, de la o simplă învinuire. Pentru că îți dai seama ce îndrăzneală. Noi învinuim chiar pe Creatorul Universului și nu se poate. Închipuiți că vine așa un bătrân cât 6 etaje în fața ta, nu? Colosal de mare și de imens și tu îl învinuiești. Nici nu se poate. Că tu, Doamne, ești de vină pentru că omul acesta, uite ce mi-a făcut. Păi dacă el a vrut așa să acționeze, știe el de ce. Deci în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor, nu există decât acceptare. Da. Atât. Așa este. E prea colosal. Da. Și aici blestem prin Dumnezeu, prin Israel. Deci Iacob îi besteamă pe fiii lui care au ucis. Și sunt foarte multe pasaje în Biblie în care Dumnezeu spune foarte clar că blesteamă și că ucide. Ieri am citit și pasajele cu ucisul pe care fiii au ucis doi fii. Mai mult, uite-te, mânia este blestemată, pentru că este vigilioasă și este o turbare. Deci mânia este împotrivitor la Dumnezeu.
Adică opoziție la iubire, mânia. Din cauza asta ea este întotdeauna blestemată. Deci omul care este mânios, furios, se supără și devine agresiv, el se blestemă pe sine. Pentru că mânia nu este iubire. Mânia nu este a lui Dumnezeu. Mânia i-a făcut să ucidă. Da. De altfel și Noul Testament, aici puțin, că dacă tot se spune blestemată fie mânia lor căci a fost vijelioasă și turbarea lor căci a fost crâncenă, da? În Noul Testament Hristos spune, adevărat vă spun vouă, cum spune oare, e ceva de genul, nu vreau să mint cu nimic, căci dacă v-ați mânia pe fratele vostru, l-ați și ucis. Iată că aici, în Vechiul Testament, se spune același lucru, da? Căci în mânia lor ucisau oameni. Deci a atacat pe în Dumnezeu mânia pentru... lor, da, a ucis oameni. Și același lucru spune și Iisus în Noul Testament. Același lucru este spus. Și în atacul la om este atac la Creator. Da. Da. Deci mânia ucide. Din mânie putem ucide atât fizic cât și psihic, cum se spune. Da, mânia este neiubire, de fapt. Da. Adică ce nu este iubire, nu ești tu. Și se poate manifesta prin ucidere fizică sau prin uciderea energetică, care exact. În cele din urmă duce tot la același lucru către știi, asupra știi ce lui. Important este că ieșim de pe cale, de pe calea iubirii, ieșim de pe cale. Când ne surprindem noi furioși, mânioși și supărați, noi am ieșit de pe cale. Da. Da? Am intrat în lumea blestemată a iadului. Așa este. Bun. Eu nu știu de ce nu avem așa un avertizor, un avertizor de integritate. Să ne dăm seama că am ieșit de pe... De ce nu ne dăm seama că am ieșit din iubire? Adică ne cuprinde așa de tare mânia încât nu mai... Înainte de școală, nimeni nu-mi explicase că mânia este un indicator al faptului că eu am intrat în iad și că sunt deja în iad și că sunt diavol. Cumva am simțit-o eu, știam eu. Și cuvintele iubitului meu când mi-a zis că te-ai transformat în altceva m-au făcut să mă gândesc. Dar încă nu eram în școală. Nu ni se spune că mânia este un indicator al ieșirii din firescul divin. Da, și împărțirea în bine și rău e indicator al ieșirii. Da. Păi mânia este generată de împărțire. Cultivă ura. Da. Adică omul urește pe păcătos, pe partea opusă. Da, și ura cultivă mânia și mânia cultivă furia și de acolo se duce la lăcomie și se duce la invidie și la gelozie și tot așa. Din una în alta. Da. Mergem mai departe? Da. Pe tine, Iudo, lăudate vor frații tăi. Mâna ta va sta grea pe grumazul dușmanilor tăi. Iar fiii tatălui tău închina se vor ție. Pui de leu ești tu, Iudo, când te ridici de pe peradă, fiul meu. El îndoaie genunchii și se culcă a idoma leului și leoaicii. Cine îl va scula pe el? Sceptrul din Iuda nu va lipsi nici toiagul cârmuirii dintre picioarele sale până ce nu vor veni împăciuitorul și de el asculta vor popoarele. Îmi place împăciuitor. Da, și da. Cu urmare. Așa este. El va lega de butucul de viță asinul său și de coarda viței mânzul asinei sale. El va spăla în vin veșmântul său și mantia sa în sângele ciorchinilor. Ochii săi vor fi roșii ca vinul și dinții săi albi ca laptele. Sunt foarte multe metafore aici pe care le spune despre Iuda. Care probabil se pot desface și despica toiagul cârmuirii, deci îl face șef, lider, nu știu, peste popor.
dintre picioarele sale, deci îl cârmuiește și împăciuitor, până când ce împăciuitorul va veni. El va lega de butucul de vis a sinul său și de coarda viței mânzul a sinei sale, el va spăla în vin veșmântul său. Aici cred că este o metaforă, dar nu știu dacă pot să înțeleg ce înseamnă el va spăla în vin veșmântul său și mantia sa în sângele ciorchinilor. Știu că vița de vie la vremea respectivă era considerată, nu știu, foarte înaltă, nu găsesc alt cuvânt, nu știu cum să spun, pentru că era foarte apreciată. pretențioasă. Da. Era pretențioasă în a fi băgată în pământ, nu știu exact, nu mi-amintesc exact ce trebuie să-i faci. Știu că a explicat odată un preot și am reținut și la vremea respectivă era considerată foarte greu de întreținut și foarte greu de plantat. Și probabil a se spăla în vin și în sângele ciorchinilor poate însemna și că era avut, că avea că știa cum să aibă grijă de vița de vie. Ochii săi vor fi roșii ca vinul și dinții săi albi ca laptele. Zebulon le locui va la țărmul mării. El va da corăbiilor liman și hotarele lui se vor întinde până la Sidon. Isahar este ca asinul vârtos care stă culcat între staule. Văzând că odihna este bună și imașul plăcut, el își încovoaie umărul la purtatul puverilor și se face rob de corvezi. Dan va judeca pe poporul său ca pe una din semințiile lui Israel. Dan fiva ca un șarpe în cale, ca o viperă în potecă și care înțeapă piciorul calului așa încât călărețul cade peste cap. Spre ajutorul său nădăjduit am, Doamne. Gad, strâmtorat, va fi de hoarde dușmănoase, dar și el pe urmă îi va strâmtora până la călcâie. Asher avea va belșug de pâine și el va da regilor mâncări alese. Neftali este o cerboaică slobodă. El este rostitor de viers plăcut. Iosif este un pom plin de roadă, un pom plin de roadă alături de un izvor și ramurile lui se revarsă peste zid. Dacă arcașii l-au întărâtat și au aruncat săgeți asupra lui și l-au prigonit, totuși arcul său a rămas neclintit în brațele sale și mâinile sale au fost întărite cu ajutorul celui puternic al lui Iacob, cel ce este păstorul și stânca lui Israel. De la Dumnezeul părinților tăi, El să fie ajutorul tău și de la cel atotputernic El să te binecuvânteze. Veni vor asupra ta binecuvântări din înaltele ceruri, binecuvântări din adâncul cel de dedesubt, binecuvântările sânilor și ale pântecelui, iar binecuvântările tatălui tău covârșesc binecuvântările strămoșilor mei până la vârful colinelor celor veșnice. Fie ele asupra capului lui Iosif, asupra creștetului celui și este principe între frații săi. Beniamin este un lup răpitor. Dimineața el sfâșie prada, ca și seara el împarte ce a hrăpit. Toți aceștia sunt cele 12 seminții ale lui Israel, exact. Încercam să-mi amintesc din ce am mai citit. Și acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit către ei tatăl lor când l-a binecuvântat pe ei, binecuvântându-i pe fiecare cu binecuvântarea cuvenită lor. Deci sunt 12 triburi și când o să ajungem la David, la Psalm, o să vedem acolo că el le-a unit pe toate, dar sunt cele 12 seminții și așa cum le-a prorocit aici Iacob, o să vedem mai încolo că fiecare din ei are fix îndelnicirea respectivă pe care el a prorocit-o. Se va adeveri mai încolo cuvântul lui Dumnezeu, prorocirea lui Iacob, pe care Dumnezeu o face prin Iacob. Deci fiecare din ei avea câte o îndeletnicire și se formează câte un trib.
iar mai departe David le și unește. Deci 12 seminții ale lui Israel, adică 12 seminții ale întregului popor, că așa a plecat. Apoi le-a dat lor poruncă și le-a spus: în curând te voi fi adăugat la poporul meu. Îngropați-vă lângă părinții mei în peștera din țarina lui Efron, Heteul, în peștera care este în Siliștea Macpela, la răsărit de Mamre, din țara Canaan, și pe care a cumpărat-o Avram împreună cu locul de la Efron, Heteul, ca moșioară de îngropăciune. Acolo au îngropat pe Avram și pe Sara, soția lui. Acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebecca, soția lui. Și acolo am îngropat și eu pe Lia. Siliștea și peștera care este încă sunt săpânire cumpărate de la fiii lui Het. Și după ce a isprăvit Iacob aceste porunci către fiii săi și a strâns picioarele în pat și dându-și Duhul, a fost adăugat la poporul său. Da. Totuși rămâne îngropat cu Lia și nu cu Rahila. Mie mi se pare foarte interesant că și pe Rahila a iubit-o. Dar Rahila a fost stearpă până la un anumit punct și a murit din naștere altor copii lui Iacob. Da, foarte interesant. Capitolul 50. Înmormântarea lui Iacob în peștera Macpela. Iosif liniștește și mângâie pe frații săi. Moartea lui Iosif. Atunci Iosif a căzut pe fața tatălui său și s-a tânguit și l-a sărutat. Apoi Iosif a poruncit doctorilor care îl slujeau să îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii au îmbălsămat pe Israel. Și după ce s-au împlinit 40 de zile, căci atâtea zile trebuiesc pentru îmbălsămare, l-au plâns pe el egiptenii 70 de zile. 40 de zile pentru îmbălsămare. Cred că și știm acum de ce există acest ritual în religie de 40 de zile. Avem răspunsul. 40 de zile de îmbălsămare. Iar după ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit către curtenii lui Faraon și le-a zis: dacă am găsit har în ochii voștri, spuneți, vă rog, aceste vorbe în auzul lui Faraon. Tatăl meu m-a legat cu jurământ și mi-a zis: iată, eu sunt gata să mor. În mormântul pe care mi l-am săpat în țara Canaan, acolo să mă îngropi. Și acum îngăduie-mă să mă duc și să înmormântez pe părintele meu și după aceea voi veni înapoi. Atunci Faraon i-a răspuns: du-te și mormântează pe tatăl tău după jurământul pe care ți l-a cerut. Deci Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său și s-au suit cu el toți curtenii lui Faraon, bătrânii casei și toți bătrânii din țara Egiptului și toată casa lui Iosif și frații lui și casa tatălui său. Numai pruncii lor și tunele lor și cerezile lor le-au lăsat în ținutul Goshen. Și s-au suit cu el și care și călăreți așa încât era o caravană uriașă. Și ajungând el la Goren Hatad, de cealaltă parte a Iordanului, au făcut acolo o jelanie mare și de mare priveliște și Iosif a ținut acolo tatălui său tânguire de 7 zile. Iar locuitorii din țară, cananiții, când au văzut această jelanie de la Goren Hatad, au zis: iată o jale mare de egipteni. Pentru aceea s-a numit numele locului Abel Mitzraim și locul este dincolo de Iordan. Dar fiii lui au făcut cu el așa cum le-a poruncit și l-au dus pe el, fiii lui, în țara Canaan și l-au mormântat în peștera din Siliștea Macpela, pe care o cumpărase Avram împreună cu locul ca moșie de îngropăciune de la Efron, Heteul, și care se afla la răsărit de Mamre. Apoi Iosif, după mormântarea tatălui său, s-a întors în Egipt, el și frații săi și toți cei ce veniseră cu el ca să mormânteze pe tatăl său. Iar frații lui Iosif, dacă au văzut că tatăl lor a murit, au zis: poate că Iosif ne va purta ură și va căuta cu adevărat să ne răsplătească tot răul pe care noi l-am făcut lui. Atunci i-au trimis la Iosif pe unul cu această solie: tatăl tău, mai înainte de a muri, a poruncit și a zis:
Așa să vorbiți lui Iosif, rogu-mă ție, iartă greșeala fraților tăi și păcatul lor, căci el ți-au făcut ție mare neajuns, dar acum mă rog ție, iartă păcatul robilor Dumnezeului părintelui tău. Dar Iosif a plâns când i-au vorbit acestea. Apoi au venit și frații lui și s-au închinat înaintea lui și au rostit, iată-ne, stăm în fața ta ca niște robi. Și Iosif le-a răspuns, nu vă temeți, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? E drept că voi ați cugeta rele împotriva mea, însă Dumnezeu a potrivit așa ca să iasă bine, pentru ca să se împlinească ceea ce se vede astăzi, adică să mântuiască viața mulțime de norod. Deci, l-au vândut, a fost rob, a fost în temniță nu știu câți ani și iată ce le spune. Dumnezeu a potrivit așa ca să iasă bine. Ce frumos! Știa ce înțelepciune. Deci iată că necazul este cel mai mare bine și ni se demonstrează, cred că, de foarte multe ori în Vechiul Testament. Eu nu știu câte oară când vedem lucrurile acestea în Vechiul Testament. Eu n-am văzut această înțelepciune la oamenii moderni. Ei tot timpul se plâng. Da. Iar oamenii de atunci înțelegeau că necazul pe care au trecut așa ar trebui să fie pentru că au fost hotărâte de Dumnezeu ca să fie bine. Da. În viitor. Da. Deci poți să pierzi în prezent, dar ca să fie bine în viitor. Și totul vine de la El, deci nu te poți împotrivi și răzbăti. Da. Și uite, binele ăsta e așa de important din viitor, încât este făcut să mântuiască viața a mulțime de norod. Deci faptul că tu suferi acum, o mulțime de oameni se vor binecuvânta în viitor. Da. Vă fi salvați în viitor pentru că tu suferi acum. Da, și Iosif nu s-a împotrivit. Deci Iosif nu s-a împotrivit la nimic. El a fost vândut, a fost făcut rob, s-a dus în temniță. Atât îndrăznit se spune că nu a ajuns în temniță că este vinovat de ceva, dar era adevărat. El nu fusese vinovat de nimic, însă el nu s-a împotrivit nicio clipă la nimic. A acceptat totul, având înțelepciunea că se mântuiește viața mulțime de norod. Ce înseamnă asta? În momentul în care omul se lasă pe sine în situația aceasta și nu reacționează, nu se luptă, nu se apără, de fapt Dumnezeu a ajuns în temniță. Deci oamenii îl pun pe Dumnezeu în temniță. Deci pun curățenia sufletească în temniță. Da. Dar asta nu este un lucru rău. Se va vedea în viitor un mare folos din asta. Da. În momentul în care se acceptă. Și Iosif a primit foarte mari daruri și foarte multe binecuvântări după aceea. Dumnezeu nu întârzie. După toate testele și toate câte noi trecem prin anumite necazuri, așa cum le numim, El poate să acționeze, că îi dăm voie, îi facem loc. Cine este în temniță? Cine sunt? Hoții, ungașii, prădătorii sunt în temniță. Deci Dumnezeu era alături de ei. Da. Da. Deci iubirea era în temniță. Și mai îmi place aici cum le spune Iosif, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Deci le-a fost teamă de Iosif și din nou au făcut supunere, stăm în fața ta ca niște robi. Iar Iosif foarte înțelept le răspunde, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, adică pot eu să-ți fac ceva ție? Atât era, el era într-o stare de divin aici, pentru că în ego, ce bine absolut. Egotic, Da. Egotic ar fi putut să acționeze, dar pentru că ego-ul lui era atât de mic, era în stare de divin, deci în starea de suflet, a spus, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, cum să te judec, ce să judec? Când Dumnezeu a făcut aici cel mai mare bine pentru mulțime de norod, ce poți să judec când tu, de fapt, ai acționat la porunca lui? N-a fost nimic greșit. Tu crezi că e greșit, dar nu e greșit. Da. Corect. Și apoi el continua, deci acum nu vă temeți, eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri.
Și Iosif i-a îmbunat pe ei și a vorbit cu ei sufletește, sufletește. Deci I-a și îmbunat. spune că din suflet, din suflet, deci era divin. Astfel Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său. Și Iosif a trăit 110 ani. Așa încât Iosif a văzut pe urmașii lui Efraim până la al treilea neam. Wow! Și fiii lui Machir, feciorul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui Iosif. La urmă Iosif a zis către frații săi, mă apropii de moarte, însă Dumnezeu vă va cerceta negreșit și vă va scoate din țara aceasta ca să vă ducă în țara pe care a făgăduit-o cu jurământ lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob. Și Iosif a luat aceste, uite cum se face, că am tot întrebat, cum se face pomenirea, a făcut, deci, și vă va cerceta negreșit și vă va scoate din țara asta ca să vă ducă în țara pe care a făgăduit-o cu jurământ lui Avraam, Isaac și Iacob. Și s-a făcut pomenirea lor. Se vorbește despre ei. Și Iosif a luat acest jurământ de la fiii lui Israel. Când Dumnezeu vă va cerceta pe voi, să duceți cu voi oasele mele de aici. Și Iosif a murit în vârstă de 110 ani și l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sarcofag acolo în Egipt. Se termină capitolul facerii.